Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că foarte frumos din partea voastră că v-ați gândit la ei, că tot se apropie Paștele, așa că ați trimis aceste pachete. Ce s-a întâmplat cu pachetele, cum au ajuns, ce le-ați trimis, cu ce gânduri și ce s-a mai întâmplat la sosirea acestui colet, vedem chiar acum. Cum mai sunt doar câteva zile până la sfânta sărbătoare de Paște, Vulpița și Viorel s-au gândit la familiile lor din Blăgești și s-au hotărât să le facă o surpriză. Să facem câte un pachet acasă. La... De acest Paște voi nu veți fi prezenți acasă în familiile voastre? Nu, dar am hotărât să facem pachete și pentru fată și pentru părinții mei. Una când suntem toți grămadă și una când e unul la... 300 și ceva de kilometri, dar asta e o atenție, să le mai creăm un pic de atmosferă, de ceva. Vezi că fetița voastră, părinții voștri, se vor bucura când vor primi aceste pachete? În mare parte, da. Mai ales fetița, când s-o audă că uite de la tati sau de la mami, ce știu eu ce zice. Aș vrea să mă duc și eu acasă, dar n-am cum. Ai vrea să petreci Paștele alături de părinții tăi sau împreună cu ai lui Viorel? Cu părinții mei. Dar în ultimii 5 ani nu prea ai fost acasă. Da, știu. Și regret că n-am fost. Da, dacă erau să fie toți în grămadă, deci să fim toți cu grămadă, cum este atunci? Eu așa zic că era cel mai frumos să fie toți grămadă. Dar știi că mai câta noi de acord. Pe mi să nu-i vadă. Însă, cum sărbătorile pascale înseamnă iertare, soții Stegaru au lăsat resentimentele și s-au apucat să facă pachetele pentru familie. Facem o cutie. Pentru cine? Pentru părinții mei, pentru la fată. Ai nevoie de ajutor? Acum da. Ține așa, dintr-o parte și din alta. Acum, deocamdată nu. Îți spun eu când. În timp ce Viorel făcea pachetul pentru părinții lui, Vulpița s-a apucat și ea de cel pentru a ei. Ce ai cumpărat? Am cumpărat. Crezi că se vor bucura? Da. Cașcaval al lunii, de toate. Banane. Am cumpărat. Tu cum petreceai Paștele acasă? Aveți de toate pe masă? Da. Gătea soacră mea. Dar în familia ta, cum era? Făceau ouă, vopseau ouă roșii, ciorbă, cozonaș de casă, dar nu prea făceam decât cumpărați. Stăteam în familie, mergeam la biserică. Trimiți pentru fructe pentru sora ta și pentru fratele tău. Ei sunt acasă acum? Da, sunt acasă. I-ai spus să surorii tale că urmează să-i trimiți pachet? Da. Și ce te-a rugat asta să-i pui? Pentru fetiță. Am luat 3 cozonaci. Așa... Dă-mi voi. Hai. Dă și mie pe cealaltă. Hai, ajută, Veronica. Așa. Să luăm toate. Așa, bine. Să vă bucurați și de cașcaval. Așa. Dulceață de căpșune. De căpșune, mai căpșune. Ciocolată, știi de care îi place? Și copgei și ce mai place fete. Da. Și portocale ca să facă suc, că i-ai dus să facă? Da. Aparatul? Îi prinde ei bine. Dăm jucăriile. Ok. Jucăriile pentru fată se bucură foarte mult. Așa. Mai e ceva? Asta. Da, banane și păpușica. I-am luat și o bondiță. Sunt brațe, se va bucura foarte mult. Și am luat și rochiță și cred că îi place foarte mult. S-o poartă cu mare drag. Nu știu pijama. Sunt brațe, să dorm noaptea. Uite. Îi vin. Da, da. Când vei merge acasă, va fi îmbrăcată în... Da, când ne ducem acasă, va fi îmbrăcată cu... Ce-i spui mamei soacră, doamnei Ilinca? Să îmbrace cu rochița asta de Paște. Vreau să fie fetița mea îmbrăcată cu această rochiță. Este foarte drăguț. O rog foarte frumos să îmbrace cu rochița asta și să mă simtă pe mine mai aproape. Hai, și ce mai ai? Niște ciorpei.
Iarele și nu știu cu patru. Bine, sunt moi foarte buni. Auzi ce ești, parcă-s de ca la mama acasă. Ce ai acolo, Viorel? O șampanie ca să... Dulce pentru e copii. Dulce pentru copii ca să bucuri și ea. Așa, și vine și... Viorel, vrei să mai scrii și tu ceva fetiței? N-are... Nu mai. După ce pachetul pentru părinții lui a fost gata, Viorel a trecut și la cel pentru socrii săi. Să văd ce fie eu așezat aici, că nu-mi place. Nici că nu-i place. Păi nu-i asta, că... Și ai mai omule. Eu vreau să bag și ce mai trebuie. Dar are loc. Așa. Veronica, vrei să scrii un mesaj de felicitare pentru familia ta? Nu. La sfârșit, cei doi s-au pus pe sigilat pachetele care au fost trimise la Blăgești. Pachetele sunt gata de trimis? Da. Da, toate. Sper că două zi, o zi, două trebuie să ajungă și cred că ce sunt sper să ajungă pachete, mai repede. Ce sunt în ambele pachete, cred că o să se bucuri și o să fie, cred că, un Paște fericit pentru ambii. Credeți că masa de sărbătoare va fi mai plină și mai bogată datorită acestor pachete? Da. Da, cu siguranță. Cine se va bucura cel mai mult de primirea acestor produse? Fetița și părinții mei. Ce le doriți părinților voștri de acest Paște? Le dorim la ambii părinți, încât la ai mie și cât și la alte socri, un Paște fericit, multă, multă sănătate și să nu bagi în seamă ce mai spun și din stânga și din dreapta sau că mă amenință cineva de prin sat. Un Paște fericit și asta e, că dacă nu suntem alături. Fiți-mi, înțeleg că tot în pachetul dumneavoastră a ajuns și pachetul pentru Cuscri. Da, doamnă, că pe mine când m-a sunat de la Bârlar dimineață, m-a spus domnul Segaru, aveți tricolete la noi la... La firmă, la firma de transport. Da. Așa. Că unul este spart, s-o vărsat și o muie hârtia și o rup. Știu ce-am pus. Dar și... cum o zis, căutați-vă în mijloc de transport și veniți să-l luați. Îl luați de aici. S-o dus și l-o luați acasă, am văzut două salucă cu ea. Și al cui era? Ăla rupt al cui era? Al dumneavoastră sau al domnului Secuianu? Al lui Secuianu. Mamă! Fix ăla rupt, Veronica, era al părinților tăi, coletul. Bun, și ce ați făcut? Că înțeleg că v-ați dus să luați cu mașina coletele și că v-a costat o sumă de bani transportul, nu? Da, eu pentru soție lui 1,5 milioane. 1,5 milioane v-a luat, nu? 1 milion ați spus? 1,5 milioane. Așa, și înțeleg că le-ați spus familiei Veronicăi, dacă vor pachetul de la dumneavoastră, să vă dea jumate din bani de pe drumul pe care l-ați dat dumneavoastră până la Bârlat și înapoi, e adevărat? O dat. Adică 75 de lei să vă dea familia Secuianu. Vi-o dat. Da. Dar n-ați vrut să-i dați decât dacă vine unul personal, ori mama, ori tata Veronicăi la dumneavoastră la poartă. N-ați vrut să dați altcuiva. Dar de ce n-ați vrut să dați unchiului Gelu sau unei vecine care a venit să ia pachetul în numele lor? Nu se putea treaba asta, după aceea puteți să diferite zvonuri, vorbi. Am înțeles. N-ați vrut să vadă lumea, să-și bage nasul, să vadă ce e acolo, ce a cumpărat? Am înțeles. Eu cred, așa din cum cred eu, că ei doi au pus și niște bănuți acolo în cutie. E adevărat? Da, pentru da. Fiecare. Da. Și atunci era riscant să dați pachetul cuiva. Da, cum? Dar dacă era bănuții în pachetul, putea să spună că am luat eu? Corect, și asta e corect. Da. Și cine a venit să ia pachetul? Tatăl Veronicăi? Da, tata Veronicăi a venit, doamne. V-ați împăcat, așa, ați dat și noastră mâna ca în Miercurea Mare? Nu a venit la noi, a stat în drum. Dar de ce a stat în drum? A, bine, acum nici nu-i voie cu starea asta de urgență. Dar n-a vrut el să urce până la dumneavoastră la poartă sau nu l-ați invitat? A venit o fată să o fotografiat pachetele, o fotografiat pe el cum l-a căutat de o găsit. Bari să-ți vin trimite pozițele în seara asta.
Am înțeles. Ca să trimită colegilor noștri să aibă ei garanția că pachetele au ajuns.